Unirea Alba Iulia a întâlnit sâmbătă pe teren propriu formația CS Mioveni. Încă dinaintea începutului de sezon, formația albaioleană era văzută drept ciuca bătăilor, însă după cele 5 etape desfășurate, echipa din Cetatea Marii Uniri se află pe locul al patrulea cu numai puțin de 3 victorii, toate obținute pe teren propriu. Victoria în fața pretendentei la promovare CS Mioveni a produs pagubă pe banca echipei tehnice, antrenorul Mihai Anovski anunțându-și imediat după meci părăsirea formației. Unirea a intrat bine în meci, însă primele ocazii au venit din partea argeșenilor, care prin experimentatul Emil Dică puteau să schimbe soarta partidei. Portarul Alba Iulian, Tiuț, a salvat în multe rânduri poarta uniristă și Unirea a lovit prin tânărul Istrate cu un șut din afara careului. Golgheperul Unirii a comis un penalti în minutul 34, însă a parat lovitura aceluiași Emil Dică. După pauză, formația antrenată de Stelian German a mai punctat de două ori prin Petrescu și Mândrușcă, iar imediat după golul atacantului împrumutat de la CFR, Emil Dică a plecat de la mijlocul terenului cu balonul la picior și s-a oprit doar pentru a sărbători un gol frumos de toate zilele. După meci, antrenorul argeșenilor și-a dat demisia, iar Stelian German a refuzat să vorbească despre partidă. În momentul de față mă opresc. O să las posibilitatea altuia să vină și poate va determina, va reuși altul să determine fotbaliștii să ocaziile pe care le au să le și valorifice. Au ajuns gazdele de astăzi de 3 ori în fața porții și au marcat de 3 ori. Noi am ajuns de 10 și nu am reușit să marcăm. Nu vreau să arunc vina în ograda nimănui. Vina mi aparține 100%, drept pentru care din momentul acesta nu mai sunt antrenor la CS Mioveni. Sincer, ce am pățit și în această săptămână, din toate punctele de vedere, numai. Eu stau de luni până sâmbătă aici și îmi bat capul cu toate problemele. Și ce probleme medicale sunt, și ce vitamine ar putea să luăm, ce mâncare, ce antrenamente. Suntem 12 jucători sunt 12 jucători care nu îi neglijez pe cei mici, dar mi-ar fi foarte riscant și aș distruge acești copii să-i bag în campionat și după aceea să pun în spatele lor niște rezultate negative. Dar suntem 12 jucători și vedeți că mă uit stânga-dreapta în momentul când vreau să fac o schimbare. Tot timpul mă gândesc cine se poate accidenta, cine poate n-a un roșu, ce fac în situație când unul se accidentează dintre cei 11 din teren. În continuare, situația financiară a alb-negrilor este una dezolantă, însă fotbaliștii conduși de German sfidează realitatea și se poziționează pe poziția a patra clasamentului. Ba mai mult, cu toate că nu au bani, jucătorii au parte și de hrană puțină, beneficiind la micul dejun de un singur ou fiert și o felie de pâine. Și totuși, cu un ou și o pâine, au învins o fostă prim-divizionară și au scăpat de niște emoții care stăteau în coastele formației încă de la începutul sezonului. Bravo, Unirea!